Salutare dragi tovarși, da, știu că mai a ieșit un mai coșu pe nas, nu trebuie să-mi spuneți asta în comentarii. Bă, nu știu cum dracul am de două săptămâni în coșul acesta, trebuie să-i dau un nume. Efectiv zici că mă transform în renul lui Moș Crăciun. Dacă aveți idei ce nume să dau la coșul ăsta, lăsați un comentariu și o să-i dau nume. Și când o să scap de el, o să-i fac în mormântar și o să mănânc colivă în lui. Bun. Uh... Aseara v-am pus status, v-am pus status, v-am pus videoclip de la asta, lăsați întrebări pentru Q&A. Hai să văd ce întrebări mi-a spus. Ce părere ai de Roman Reigns și despre retragerea lui deoarece are leucemie? Pe care am făcut un video legat. Ai de capul meu cum se vede coșul ăsta. Mă rog. Deci am făcut un video legat de... Bă, da, urât se vede coșul ăsta. Deci am făcut video legat de faptul că românei se retrage și îmi pare rău că se retrage. Adică, mă rog, motivul pentru care îmi pare -o. Adică, bine, nu sunt fan românei, dacă era nu știu doar să-i fix prea contractul cu WWE, mă durea sincer fix undeva Dar, na, leucemia nu e o boală prea ușoară și chiar îmi pare rău de el că fix de asta nu mai poate să se lupte. Mai bine expira contractul sau mai băga niște legale cum a pățit atunci. În caz că nu știți, tot așa a fost suspendat vreo lună că se cam dopase, nu și-a făcut, a băga legale, nu știu ce a făcut. Ce crezi despre tubul din România și ce crezi că ar trebui schimbat? Păi, în primul rând, sunt destule probleme care sunt și în afară numai la noi și, în primul rând, notificările că nu se trimit tot timpul. Uh, și o chestie ce e nasoală noi este faptul că e o comunitate foarte tânără și e plină doar de, în mare parte, copii mici. Media este cam, nu știu, media de vârsta a utilizatorilor a celor ce se uită pe YouTube este cam de vreo 13-14 ani așa în medie. În nasol faptul că sunt foarte mulți copii mici care se uită la orice și de asta sunt anumiți uh, youtuberi care pur și simplu au sute de mii, poate chiar milioane de subscriber, deși ei fac un content mizerabil și sunt alți youtuber care n-au nici o sute de mii, dar efectiv vă Sunt de o mie de ori mai relevanți, da? Aia e. Dar oricum, peste ani și ani când o să se maturizeze uh, această comunitate, sunt sigur că turfele alea de pe YouTube care stau numai așa cu decolte, nu știu ce, să pare ele mai sexy, nu o să mai aibă niciun fan. Care a fost trupa ta de rock preferată din copilărie. Mă, când eram mic știu că ascultam foarte mult Red Hot Chili Peppers pe la vreo 12 ani pe acolo. Mai descoperisem și It's My Life de la Bon Jovi. După aia am dat-o pe Linkin Park. După aia imediat după Linkin Park Skillet. Dar mi se pare că prima melodie rock pe care am ascultat-o eu așa ca lumea a fost uh, indien de la Linkin Park. Și acum țin minte. Era postul la UTV și Dădea așa. Avea fiecare zi gen all rock, all pop, adică câte o oră în care dădea numai un gen de muzică. Mă, și când dădea Indienul uh, de al link in the end the part, de am televizor la max și, și mă zbenguiam prin casă. Doamne, ce vremuri faine. Felicitări pentru 18K. Mersi și ai un job, mă, job momentan, nu stau și -o un an așa liniștit să mă relaxez pentru că am trecut prin destule în casă, că nu știți, am suferit eu niște spitalizări, 4 la număr mi se pare, tot cam atâtea operații, plus o grămadă de investigații, remeneuri, radiografii, scintigrafii osoase de efectiv. La câte investigații am făcut și am fost expus la radiații, cred că mai, mai aveam puțin și mă transformam în ceva om de asta, de la Chernobyl, probabil. În caz că nu știți, am avut o chestie la umăr, a trebuit să mi-o scoată, dacă nu știți și catricea, uitați-o aici, aia e. Am fost operat și, cum a început ianuarie, mi-am făcut remeneuri, după care m-am operat odată, după care am mai stat puțin, după care iar m-am operat, după aia iar a trebuit să mai fac... Niste remene, o realtă șintigrafie, m-am operat a treia oară, e, am stat după aia vreo o lună jumate în gips de am pus și poză pe Instagram, mi-a dat gipsul jos, seara a trebuit să fac remene, vai de capul meu, și mai trebuie să fac remeneuri și de astea scintigrafii, dar am scăpat nici acum. Dar viața e frumoasă, nu? Ce trupe de rock ascult? Păi în afară cele menționate mai devreme Metallica, ACDC, Iron Maiden, Negdi Și acum și în ultimul timp, în mare parte, Breaking Benjamin Sunt foarte vă recomand toate formațiile astea Sigur o să fie vreuna din ele care o să vă placă Mai ești gay? Nu, m-am lăsat de săptămâna trecută Ești rus, mă? Care e videoul tău porno preferat? Aș putea să vi-l arăt, dar după aia am de YouTube contul. Ce faci de Halloween? Mă, am făcut un dovleac, l-am arătat aseară pe stream Dacă nu uit, vă arăt și acum pun aici pe ecran niște poze cu dovleacul Sper că vă place Să-mi lăsați și voi în comentarii câți dintre voi ați făcut dovleci Sau v-ați costumat și în ce v-ați costumat Chiar sunt curios ce faceți și voi de Halloween Și da, cam atât Ne vom auzi data viitoare Ciao les, bă fi coșul al